Salutare, dragilor, și bine vă regăsesc și astăzi la rubrica Grătare cu vechici. Astăzi îl am pe prietenul meu, Culai, și am venit la o constatare. Suntem în comuna Străoane, am mai făcut un video cu tot așa cu în aceeași rubrică, cu un grătar vechi. Acesta e făcut în 2000, în ce anii? 2015 sau 16? 16. În 16, nu? Da. Deci are în momentul de față 6 ani? Da. 6 ani, da? Cum a fost, doamnă? Cum l-ați exploatat? Mulțumită? Foarte mulțumită. La grătar, mai mult. L-ați băgat aici la afumătoare? La afumătoare, da. Da. Observ că nu i-ați făcut nimic, că nu i-ați dat nimic, niciun lac. Nu. E autentic, autentic cum era. Să vină meserea. Să vină. Meșterul. Am venit cu forță, aveam drum aici prin zonă. Așa, și zic, hai să vin și la doamna ca să vedem ce fel arată grătar. Ușile astea o să trebuiască, nu știu, să vă hotărâți, să vedem. Le schimbăm, le scrăpate puțin. Trebuiau, cum recomandăm noi, odată la 2 ani măcar. Să se dea o mână de lac, la fel și la partea de zidărie. Da. Așa. Aici avem, uite, avem și vinul casei, nu? Ăsta e vinul, da, producătorului local cu care se laudă producătorul nostru. E un, ce fel de vin e? Fetească. Regală. Așa. Așa că dacă veniți la Străoane, în județul Francea, opriți la Casa Crucianu, luați un vin de calitate. Da. O să mai trecem pe la dumneavoastră, doamnă, cu drag. Ca să-i facem o întreținere măcar, nu? Sigur. Merită. Da. Mulțumim de invitație. Mulțumim.